cine fericesc guvernanța în continuare. Avem acum un proiect de politică fiscală pentru anul 2016 și la toate cele care am avut noi în 2015 se mai adaugă, se majorează impozitul funciar cu 15%. Atenție! Se introduce TVA la piese de schimb pentru tehnică agricolă, pentru utilaj agricol. Adică, dacă se importă tehnică agricolă, nu se plătește TVA sau dacă se vinde pe teritoriu, dar la piese de schimb se introduce TVA 20%. Și noi vedem că pe piață acum fermierii mai mult caută piese de schimb. Adică ei vor plăti iarăși mai mult în acest an, fiindcă așa dorește acest guvern. Noi încă avem o certitudine legată de subvenționarea anului 2016 și este acolo o cifră anunțată, dar nu este clar cum această cifră va fi realizată și cum acești bani vor fi utilizați. O altă problemă pe care noi o menționăm pe parcursul anului este vorba despre legea apelor, o lege simplă. Și noi avem o cerință simplă ca să ne permită să avem această autorizație pentru utilizarea apelor, adică utilizarea specială. Foarte, foarte simplu. Ai depus cererea și într-o lună maxim această autorizare să fie eliberată, să nu mai umbli țăranul pe la diferite instanțe, să adune o grămadă de documente, cheltuie 10.000 de lei pentru a obține dreptul de a-și utiliza apa pentru irigare. Noi tot am vorbit despre lucrurile astea și asta este o diagnoză a situației din agricultură.